pantof, un pantof, perete, sticla, dar pentru de solvențește. Cred că este deja oficial și această metodă. Păi știi cum e, că intră în panică, se răstică de nici să n-ai cu ce să o deschizi. Dar știi cum e, se dă la fix. Bun, deci avem locul intact, trebuie să pot. Ce este important, la fel ca la prima fază, la începutul operațiunii de deschidere, trebuie din nou să vedem și să curățăm, dacă este nevoie, interiorul de la dreptul schimbului. Pentru că este aproape inerent ca pe lângă top să nu se fi format depozite, resturi, eventual de la vină în momentul întâlnirii și atunci, practic, noi venim și curățăm la rămâne. Dacă a rămas ceva, ce? Dacă a rămas ceva, nu este absolut nimic. Doar că eliminăm o eventuală chestie de disconfort. Pentru că poate să apară un vin, o structură, dar în pahar, în momentul în care se vin. La un astfel de vin trebuie să fie totul perfect. Așa cum este conținutul, așa vreau vrei să ofere un buchet de vin. Mă rog, o foară, doar. Mulțumesc foarte mult, o să-l păstrez toată viața. Dar deci trebuie să fie, totul trebuie să fie perfect, inclusiv consumatorul trebuie să fie perfect. Consumatorul va ta din ce am ascultat de trebuie să fie consumatorul perfect. Cel puțin pentru noi. Și acum urmează... Bun, și urmează Cantitatea de cantare și de aerare a vinului, instrumentul pe care îl avem se numește decantor, se întâmplă practic două operațiuni. Este vorba de operațiunea de aerare a vinului prin curgerea lui pe peretele decantorului și, bineînțeles, separarea eventualelor forme de depozit pe care vinul poate avea și se poate forma cu parcursul păstrării și vechii. Și atunci, practic, facem două operațiuni deodată. O să fim foarte atenți la vinul. Dacă nu ai vreo să să-i explic puțin lui Carmen, practic, în pahar și din chit se formează ceea ce noi numim buchetul reductiv. Deci, că vinul ăsta a stat acolo în vinotecă, într-un mulți ani, în momentul în care l-ai deschis, trebuie să-i dai puțin aer. Avem efectul de cameră închisă, știi? Închizi o cameră normală, în limbi, cu o câțiva ani, chiar dacă trebuie să o aerisești. Și lucrul ăsta se întâmplă în cazul de față. Dai puțin oxigen, puțin aer. Bun. Dacă tu îi paradul și zic că nu e același lucru, trebuie... De acum facem operațiunea asta clarică, adică știu că ai pus la aerat niște vinuri, avem pregătite. Asta nu înseamnă că nu poți să aerisești o sticlă de vin. Da. Se poate foarte bine scoate circa un pahar din sticla de vin și se lasă în contact cu oxigenul în sticla în care vinul ăla scoate. Există teorii vis-a-vis și de această perioadă de oxigenare a vinului în funcție de vechimea pe care are vinul și eventual și de soiul din care vinul a fost obținut. Pentru că anumite scurile au un caracter verde mai puternic, mai pronunțat, iar altele sunt mai deschise. Și atunci, recomandarea peste vinurile, pentru vinurile care au deja o anumită vârstă, de-o fi peste 10, 15 sau chiar 20 de ani, este ca vinul să fie oxigenat, aerat, în jur de o oră pentru fiecare 2 ani de vechime. Wow! Așa, adică dacă este mai mult de ori. Sigur că la vinul se poate deschide dimineața pentru seara. Da, bine. Deci, știi cum e? Cine pare vinul ăsta așa, îți face dimineața înainte să plece și la partidă de vânătoare sau de zi. Da, la golf. Așa, și când se întoarce, că nu sunt ceva servicii aștept.